Astăzi, în Biserica Ortodoxă se face pomenirea sfinților mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla. Sfântul mucenic Andrei Stratilat a trăit în timpul împăratului Maximian Galeriu și a pătimit la începutul secolului al IV-lea în Tarsul Ciliciei, Siria de astăzi. Mărturisitorul lui Hristos Andrei era ofițer în armata romană, fiind chiar unul dintre cei care au contribuit decisiv la înfrângerea perșilor, care încălcaseră granițele Imperiului în partea de răsărit. Pentru a reuși aceasta, Sfântul s-a rugat cu tărie chemându-l în ajutor pe Hristos, iar aceasta în fața celorlalți soldați, care s-au simțit întăriți de o putere nevăzută. Pentru aceasta, mulți au crezut în Hristos. O parte dintre ei însă i-au părât lui Antioh, dregătorul locului, care i-a răsat pe toți, punându-i în lanțuri și hotărând ca Sfântul Andrei să fie dus la judecată, iar ceilalți ostași să fie exilați. Antioh se gândea totuși să-i omoare în taină, deoarece nu voia ca restul armatei să-i se întoarcă împotrivă. Sfântul mucenic Andrei Stratilat a fost mai întâi ispitit să se lepede de Hristos, promițându-i se bogății și un rang important în oastea imperială. Văzând Antioh că nimic din toate acestea nu-l poate face pe cuvios să se îndoiască în credință, a început să-l amenințe cu multe chinuri, însă Sfântul nu i-a luat în seamă amenințările, spunându-i că nimic din ceea ce îi va putea face călăul nu-l va îndepărta de Domnul. Ceilalți ostași care au crezut în Hristos și pe care Antioh îi exilase s-au întors în Cilicia unde s-au botezat cu toții în numele Domnului. Guvernatorul, auzind acestea, a poruncit să fie prinși și condamnați la moarte împreună cu Sfântul Andrei. Înainte de a fi duși la locul execuției, mărturisitorul lui Hristos Andrei a stat în mijlocul soldaților și, înălțându-și mâinile și ochii către cer, s-a rugat zicând: Doamne, Doamne cel mare și atotputernic, ascultă rugăciunea păcătosului și nevrednicului robului tău și a tuturor celor ce sunt cu mine, care păzesc fără prihană sfânta credință cea întru tine. Primește în pace sufletele noastre și le acoperă cu a ta milostivire, învrednicindu-le sălașurilor raiului. Încă mai rugăm a ta bunătate, stăpâne, și pentru cei ce vor începe a cinsti pomenirea noastră, să le împlinești toate cererile lor către mântuire și în toate nevoile să le fie ajutorul lor pentru ale noastre rugăciuni. Iar la locul acesta, pe care smeritul nostru sânge se va vărsa pentru tine, să fie izvor de tămăduire și izgonire a duhurilor viclene. Pe cei ce vor alerga aici, să-i aperi de toate răutățile și să le dai lor sănătate sufletească și trupească, ca în acest loc să se preamărească numele tău cel preasfânt, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. De îndată ce Sfântul Andrei a terminat rugăciunea sa, atât lui cât și celor aproape 2600 de soldați ce erau cu el, li s-au tăiat capetele din porunca lui Antioh, primind cu toții cununa muceniciei mărturisitoare. În aceeași perioadă, cu pătimirea Sfântului Mucenic Andrei Stratilat și a celorlalți ostași mucenici, în Nicomidia au fost omorâți pentru Hristos 4 demnitari, împreună cu peste 1000 de slujitori ai lor și familiile acestora. Cei 4 demnitari au crezut în Hristos botezându-se împreună cu casele lor, iar slujitorii au urmat de bunăvoie credința stăpânilor. Nu după multe vreme, demnitarii au fost arestați din porunca împăratului Diocletian și au fost duși în Nicomidia pentru a fi omorâți. Aflând acestea, slujitorii au mers în fața împăratului Diocletian, împreună cu familiile, mărturisind că sunt creștini, însă împăratul a poruncit să fie cu toții omorâți, neținând cont de femei și copii.
Biserica Ortodoxă îi pomenește la data de 7 februarie.